Bine v-am găsit! Sunt doctora Luca Nițescu și vreau să discutăm astăzi despre ambliopie. Chiar dacă îi se spune ochiul leneș, ambliopia nu este o problemă doar a ochiului, ci este o problemă de dezvoltare a întregului sistem vizual ce conectează ochiul de creier. Pe scurt, ambliopia înseamnă vedere scăzută și întotdeauna există un motiv pentru apariția ambliopiei. Fie că vorbim despre niște dioptrii mai mari, fie că vorbim despre o diferență mare de dioptrie între ochi, prezența unui strabism sau o problemă de sănătate a ochiului, toate acestea netratate la timp pot duce la apariția ambliopiei. Părinții trebuie să știe că cel mai important lucru este diagnosticul și tratamentul precoce al problemei de vedere. Un control oftalmologic complet, sub forma unui screening, trebuie făcut în primele luni de viață. Un alt lucru foarte important pe care părinții trebuie să-l știe este că ochiul leneș trebuie învățat să vadă, trebuie stimulat să vadă. Și acest lucru se face prin acoperirea ochiului bun. Foarte important, trebuie să știți că tratamentul ambliopiei este de durată. Poate dura ani de zile și niciodată nu trebuie întrerupt brusc, pentru că există riscul de recidivă. Este o perioadă în care petrecem mai mult timp acasă, avem mai mult timp pentru copiii noștri și nu vreau să uitați despre tratamentul ambliopiei, pentru că este o prioritate. Recuperarea vederii copiilor este o urgență. Trebuie să mențineți în permanență legătura cu medicul oftalmolog și să monitorizați periodic recuperarea vederii. Și nu uitați, priviți viața prin ochii copiilor dumneavoastră!